Românii care au toată ziua la dispoziție pentru a căuta prin case sau pe la alte rude ar trebui să caute o bagnotă care le poate aduce o foarte mare sumă de bani. Așadar, care sunt bagnotele din România care se vând cu peste 300.000 de lei? Sunt vânate de colecționari și nu sunt vechi deloc. Un vânzător de bani vechi a înnebunit România cu anunțul său de pe OLX. Acesta vinde două bancnote retrase de curând de pe piață cu o sumă amețitoare. Astfel, vânzătorul solicită pentru două bancnote de 5.000 de lei cu Lucian Blaga numai puțin de 325.000 de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 65.000 de euro. Anunțul vânzătorului a fost postat pe data de 28 aprilie și a făcut numai puțin de 1.675 de vizualizări, semn că mulți români caută acum prin case această bancnotă. Nota de 5.000 de lei îl înfățișează pe Lucian Blaga în partea dreaptă și Narcisa Galbenă în centru. De asemenea, pe reversul bancnotei de 5.000 de lei emisă în anul 1998 se regăsesc frunze de viță de vie și crucifixul în centru. De asemenea, bancnota de 5.000 de lei cu Lucian Blaga are o înălțime de 64 de mm și o lățime de 145 de mm. Bancnota cu Lucian Blaga a fost tipărită de Regia Autonomă Imprimeria Băncii Naționale a României. Vânzătorul mai face referire la seriile bancnotelor care încep pentru fiecare cu zero, semn că ar putea fi printre primele bancnote emise, probabil de aici și prețul astronomic. Bancnota de 5.000 de lei emisă în 1998 se regăsește și cu prețuri cuprinse între 7 și 255 de lei pe alte site-uri. Spre exemplu, pe ocazii.ro, un anunț asemănător, bancnota de 5.000 de lei cu Lucian Blaga are un preț de doar 30 de lei per bucată, relatează playtech.ro.